faza incipientă este foarte greu de presupus. Am putea să spunem că orice om are într-un mod latent, este poate la începutul unei astfel de experiențe. Medicina, în general, folosește repere statistice. Departajează niște cancere care sunt mai frecvente la femei, de niște cancere care sunt mai frecvente la bărbați, arată care este ierarhia lor, spune despre povestea oncologică o situație ca a doua cauză de boală și de deces după bolile cardiovasculare, adică înzestrează această tematică cu niște informații foarte clare. Problema este că, deși se știe, sau poate și femeile simt că este o problemă, nu toate femeile se duc să-și facă mamografie la timp. Poate că nu sunt convinse de adevărul celor spuse, sau nu sunt atente, mai bine zis. La femei, prima localizare este localizarea la sân, după aceea vine localizarea din sfera genitală și după aceea localizarea tubului digestiv. La bărbați, prima localizare este la plămân, a doua este digestivă, a treia este prostata. Practic, numai să convingi o femeie să-și facă analiză la timp, deși este pare un efort susținut și e demonstrat că are un efect, eu nu cred că va eficientiza lupta cu această maladie a secolului nostru, care este boala oncologică. Trebuie creată o dezbatere care să îngăduie pacientului să fie, nu pacientului, omului, care poate va deveni, poate nu va deveni pacient cu boală oncologică, să fie tot timpul prezent în această direcție. Asta ce înseamnă? Prevenția în cancer promovează niște bune reguli de viață. Alimentația. 80% din starea de sănătate a unui om se întreține prin alimentație. Dar acum nu o să discutăm despre euri. Dar dacă înțelegem ce înseamnă alimentație, vom înțelege și ce înseamnă să ții post. Post nu trebuie neapărat luat din punctul de vedere al unei atitudini religioase. E vorba de într-un fel de a fi cumpătat. Biserica demonstrează întotdeauna că există și și o înțelepciune a cuvântului. Dacă el este așezat așa pe un piedestal și denumește prevenția o floare a virtuții cumpătării. Deci, practic, oamenii învață prin a fi cumpătați cum ar trebui să-și mențină starea de sănătate. Și aici e vorba de alimentație, de odihnă și de toate abuzurile astea care poate la un moment dat par nopți nedormite, par inofensive, dar care la un moment dat își pun o amprentă. Nu știu, așa îmi vin niște idei separate. De exemplu, nu știu dacă acum mai sunt telefoniste care lucrează noaptea. Dar în epoca lui Ceaușescu, în epoca pe care unii dintre noi am prins-o, serviciile care se făceau noapte, adică care nu păstrau acest ritm circadian de noapte-zi, predispuneau la cancer. De ce? Se obosea organismul, se distrugea un sistem de apărare care era adus de către somn. Prin modul în care societatea reușește să facă ca cetățenii să fie, să fie împreună de acord că în această boală există niște elemente de vindecare care nu aparțin sau nu sunt întru totul la nivelul spitalului și ele aparțin familiei de unde probabil va veni pacientul și comunității din care face parte familia, probabil că lucrurile vor fi mai bine înțelese și mai ușor de făcut. Oameni singuri care nu au știut să deosebească în viața lor ce înseamnă să fii egoist, ce înseamnă să fii, cum să zic așa, izolat de ceilalți, fie că te autoizolezi sau te izolează, acelea sunt mult mai predispuși, dar nu face față întâlnirii cu astfel de boală. Deci oamenii trebuie să se comporte la fel față de un pacient cu o boală oncologică. Vorbesc așa de pacient cu boală oncologică pentru că sunt și pacienți cu alte boli cardiace, dar pentru că titlul emisiunii noastre se referă doar la pacientul oncologic.